Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Un polițist a fost împușcat noaptea trecută în fața unui local din Durlești. Omul legii a fost transportat la spital, iar agresorul e reținut pentru 72 de ore. Deși spuneau inițial că până la sfârșitul lui octombrie strada Albișoara va fi reparată integral, astăzi autoritățile anunță că lucrările vor mai dura, iar un trotuar va fi reabilitat la anul. Președintele Parlamentului s-a infectat de coronavirus, Zinaida Grecean îi se tratează la domiciliu. Un polițist a fost împușcat noaptea trecută în fața unui local din Durlești. Oamenii legii spun că incidentul s-a produs în urma unui conflict, dar nu au oferit mai multe detalii. S-a stabilit că a fost efectuată o împușcătură din arma de foc de model Glock 19. Faptul a avut loc în stradă, în fața o terasă. Polițistul, care este angajat al Inspectoratului Național de Securitate Publică, a fost transportat la spital, el suferind o traumă în regiunea cutiei toracice. După ce a primit îngrijiri medicale, polițistul a fost externat. În momentul incidentului, el nu purta uniformă și era în afara orelor de serviciu. Bărbatul care a împușcat deținea arma legal. El a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat pentru tentativă de omor, infracțiune ce se pedepsește cu închisoare de până la 10 ani. Strada Albișoara nu va fi gata la timp. Primăria a anunțat astăzi că abia la mijlocul lui noiembrie lucrările vor fi încheiate, deși urmau să fie finalizate la sfârșitul acestei luni. De vină ar fi muncitorii de la Apa Canal, care, potrivit autorităților, nu au schimbat la timp rețelele de apeduct. Totodată, un trotuar plin de gropi și pietriș va fi reparat la anul. Dacă această zonă este amenajată, după ce faci câțiva pași, dai de acest trotuar care arată dezastruos. După cum vedem aici, este foarte mult pietriș, iar pe aceste scări deja e imposibil să mergi. Trotuarul nu va fi reabilitat nici în acest an. Guri de canalizare descoperite, crăpături și pietriș. Așa arată unul din trotuarele de pe strada Albișoara din capitală. Trotuarul pe partea stângă nu a fost posibil de intervenit, deoarece sunt lucrări care urmează să fie efectuate de către Apa Canal. Am luat decizia ca să intervenim în anul următor. Cei care locuiesc în preajmă spun însă că au mai auzit promisiuni, dar care așa și nu au mai fost realizate. Местами очень плохо. Ямы они обещали в этом году, но не выполнили. Ar fi dorit să facă, pentru că sunt o grămadă de copii cu cărucioare, mămicile, să treacă strada, să meargă partea cealaltă, cam e periculos. E că vă uitați, acolo intrarea e așa. N-a făcut bine. Au lichid, că numai să fie lichid. Inițial, autoritățile spuneau că până pe 25 octombrie lucrările vor fi încheiate. Astăzi însă a fost anunțat un nou termen, jumătatea lunii noiembrie. Și din faptul că lucrările la efectuate de către Apa Canal au întâmpinat, deci au fost anumite complicații, foarte multe conexiuni și este în întârziere cu 2 săptămâni. Reprezentanții Apa Canal nu ne-au răspuns la telefon pentru un comentariu. Între timp, autoritățile anunță că în această săptămână, dacă timpul va fi favorabil, va fi aplicat marcajul rutier pe tronsonul între strada Ismail și Yuri Gagarin. La ședința primăriei s-a discutat și despre amenajarea piste pentru bicicliști pe Albișoara. Responsabilii de la poliție însă nu sunt de acord cu asta, susține viceprimarul capitalei. Această stradă este una de tranzit, de capacitate mare de fluxul de transport și este destul de complicat de integrat benzile pentru bicicliști. Acest lucru nu este imposibil. Totodată, autoritățile anunță că pe strada Albișoara ar putea circula câteva dintre cele 25 de trolei buze cumpărate la mâna a doua din Letonia. Vehiculele fără fir ar putea face legătură dintre sectorul Buiucan și Botanica, afirmă primarul. Nu se știe însă când trolei buzele vor ajunge la Chișinău. Lucrările de reabilitare a străzii Albișoara au început în luna august. Suma totală a proiectului este de 120 de milioane de lei, o parte din bani fiind alocați de guvern, iar cealaltă de primărie. Anterior, mai mulți experți au declarat că lucrările s-ar face la repezeală și necalitativ, lucru negat de municipalitate. Aveți haine pe care nu le purtați, dar pe care nu vreți să le aruncați la întâmplare? Aflați că le puteți duce la boxele instalate recent în 3 locații din capitală. Mai multe haine de iarnă, deoarece eu nu le port, mama tot nu le poartă și de ce să le donăm? Chiar după ce vor fi colectate, hainele vor ajunge la persoanele nevoiașe care nu-și permit să-și cumpere unele noi, unde puteți dona, vă spunem în jurnal.
Președintele Parlamentului, Zinaida Greceanu, a fost testată pozitiv la COVID-19. Anunțul a fost făcut azi dimineață de Serviciul de Presă al Legislativului. Într-un mesaj pe Facebook, Greceanu i-a scris că se tratează la domiciliu, fiind supravegheată de medicul de familie. Anterior, mai mulți angajați ai Parlamentului, inclusiv deputați, s-au infectat de coronavirus. Aleșii poporului nu s-au mai întrunit în ședință de mai bine de o lună. Dificultăți de respirație, oboseală, probleme de memorie, dar și teama că s-ar putea infecta din nou. Cu asemenea sechele se pot alege persoanele care au suferit de o formă gravă a coronavirusului. Perioada de reabilitare poate dura în unele cazuri și până la câteva luni, spun medicii. În asemenea cazuri este important ca pacientul deja tratat să fie susținut de familie și să ducă un mod sănătos de viață. Acum jumătate de an, Ludmila Bragarenko, felcer pe ambulanță la Ștefan Vode, s-a vindecat de coronavirus. Boala însă și acum îi dă de știre prin efectele asupra stării sale de sănătate. Nu sufăr nici de tusa asta, nu sufăr de probleme pulmonare, însă sunt durere și în piept care au fost în perioada COVID-ului și parcă îmi pare că eu iarăși m-am infectat. Frica nu mă lasă nici de cum. Iar Irina Neagu, care este medic de familie la o policlinică din capitală, s-a infectat la locul de muncă în luna august. A urmat o săptămână de tratament, iar după o perioadă dificilă de reabilitare. Aveam încă slăbiciune generală, aveam cefalee, vertije, aveam senzația că nu mi-ajunge aer, deci o dispnie. Erau simptome destul de pronunțate. Medicul susține că zilnic vin pacienți care acuză aceleași probleme de sănătate după tratament, însoțită de frică și anxietate. Chiar astăzi o femeie i-a spus că are probleme de memorie. Nu se poate încadra în activitățile zilnice pe care le făcea anterior și are nevoie de un ajutor atât din partea medicilor cât și din partea familiei. Bolnavii care se pot alege cu sechele sunt cei care au dezvoltat o formă severă a coronavirusului, au fost conectați la aparată de respirație asistată sau suferă de mai multe patologii. Persoanele pot acuza dificultăți de respirație, dificultăți de înghițire, mai ales dacă au avut acuze la dureri în gât, primele acuze a COVID-ului. Persoanele pot acuza un sindrom de oboseală sau deteriorarea sănătății mentale. Iar ca să treacă mai ușor peste această perioadă, medicii au câteva sfaturi pentru pacienți. În primul rând, un somn suficient și calitativ. Pacientul trebuie să aibă o activitate fizică, dar se face gradată. Este binevenită reabilitarea psihoemoțională și deja activități relaxante. Pacientul gradat la fel se include în hobby-urile și în activitățile care le avea anterior. Specialiștii susțin că perioada de reabilitare poate dura de la câteva zile până la câteva luni. Valul 2 al pandemiei apasă tot mai greu asupra Europei, cu bilanțuri zilnice de infectare în creștere în diferite țări. Rusia a atins astăzi un nou record de îmbolnăviri, aproape 16.000, iar Ucraina a trecut de pragul de 300.000 de cazuri. Polonia a anunțat că va amenaja un spital pe Stadionul Național din Varșovia pentru că celelalte instituții medicale sunt pline, iar România a decis să închidă toate școlile din București. Rusia a înregistrat astăzi circa 16.000 de noi cazuri de coronavirus, din care peste 5.000 doar la Moscova. Deocamdată încă autoritățile nu au impus restricții, așa că rușii se plimbă nestingheriți, merg la restaurante sau baruri. Люди просто устали от этого, поэтому какое-то имеется развлечение против. Вообще думаю, сейчас уже все страхи. Кто переболел, кто еще нет, думаю. Сейчас уже не так страшно, как может быть такая паника, как весной. Думаю, что у многих уже выработан иммунитет к данному вирусу. Вот. И большой вспышки, возможно, не будет. Rușii au înregistrat până acum două vaccinuri anti-COVID, însă ambele sunt în faza a treia de testare, iar vaccinarea în masă a populației ar putea să înceapă abia la sfârșitul anului. Производители говорят о объемах выпуска, ориентируясь на ноябрь и вторую половину ноября, с учетом контроля качества для всех вакцин. Это обязательная процедура. И мы формируем, в том числе на сегодняшний день, списки тех категорий населения, которые должны вакцинироваться. Украина a trecut de pragul de 300.000 de cazuri de COVID, în timp ce bilanțul deceselor a ajuns la aproape 5.700. Printre cei răpuși de coronavirus este și un influencer de fitness de 33 de ani, care le spunea celor care îl urmăreau că nu există coronavirus. Его сердце не справляется. Он вчера пережил
клиническую смерть. Bărbatul a luat virusul într-o excursie în Turcia, a fost testat pozitiv la revenirea acasă în Ucraina și a fost internat în spital. La scurt timp, starea lui s-a agravat. Avea 33 de ani, era sănătos tun și totuși a fost răpus de virusul, care a făcut peste 200.000 de morți în statele europene. Cele mai multe decese s-au înregistrat în Marea Britanie, urmată de Italia, Spania și Franța. Pentru a nu repeta scenariul din primăvară, guvernul italian a anunțat aseară o nouă serie de măsuri pentru a stopa răspândirea COVID-19. Restaurantele vor trebui să se închidă cel mai târziu la miezul nopții și să primească cel mult 6 persoane la o masă. Autoritățile locale vor trebui să ia măsuri pentru ca 75% dintre funcționari să lucreze de la distanță, iar intrarea la orele de curs din școli se va face eșalonat pentru a evita aglomerările. Questo provvedimento dovrà consentirci di affrontare questa nuova ondata di contagi che sta interessando severamente non solo l'Italia ma l'intera Europa. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo agire mettendo in campo tutte le misure necessarie a scongiurare un nuovo lockdown. Și în Elveția de azi sunt interzise adunările de peste 15 persoane în locuri publice, iar măștile vor trebui purtate în toate spațiile publice închise. Numărul noilor infectări crește în Europa la o medie de peste 150.000 de noi cazuri pe zi, iar săptămâna trecută a fost înregistrat cel mai dur bilanț din luna mai până acum. Numărul total al îmbolnăvirilor cu COVID-19 a depășit astăzi pragul de 40 de milioane la nivel mondial. În țările europene, restricțiile impuse de pandemie generează proteste violente. În Cehia și Slovacia, mii de oameni s-au confruntat cu polițiștii. Scutierii au folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea furioasă. Revenim cu imagini și detalii la știri. În capitală au fost instalate boxe unde se adună haine de la cei care nu le mai poartă și nu vor să le arunce la întâmplare, ajung într-un final la familiile nevoiașe care nu au mai văzut o haină nouă de ani buni. Organizatorii spun că în timpul săptămânii sunt puțin doritori de a dona, în weekend însă vin mai mulți. Boxele de colectare a hainelor pot fi găsite în 3 locații noi din capitală la stațiile PECO. Cei care vor să doneze hainele pot pune pungile cu lucrurile curate aici, ridică mânerul și hainele ajung în boxă. Cristina, o elevă în clasa a 12-a, a venit alături de mama ei la una dintre stațiile PECO, unde poate fi găsită boxa pentru a lăsa hainele ce nu le mai poartă celor care au mai mare nevoie de ele. Eu cred că e bine să ajutăm alte persoane care nu au haine, deoarece sunt diferite situații în viața aceasta. Nu știi ce te așteaptă mâine sau poimâine. Adolescenta spune că a ales toate hainele călduroase din casă cu gândul că într-o zi mai friguroasă cineva se va putea încălzi. Mai mult haine de iarnă, deoarece eu nu le port, mama tot nu le poartă și de ce să le donăm? Fiecare om trebuie să nu judece pe alții. Adică persoana dacă are, poate să îmbrace, dacă nu are, să îmbracă ce are. Nu trebuie să fie ură, invidie între oameni. Directorul misiunii sociale de Aconia spune că cel mai mare flux de oameni care vor să doneze haine este în weekend. Îndemnăm lumea să vină să doneze pe parcursul săptămânii, pentru că sunt a duminica ferească, este mai aglomerat. Organizatorii proiectului spun că hainele sunt colectate de 3 ori pe săptămână și sunt distribuite în 45 de localități, dintre care 23 au amenajate garderobe sociale. Comunitatea parohială a reușit să organizeze spații adecvate pentru ca să poată prelua, tria și distribui în mod decent aceste haine. Îndemnăm toți să dea haine de care într-adevăr pot fi folosite, nu este un tomberon de aruncat haine nepotrivite care nu mai pot fi folosite. Deci așteptăm să vină haine curate, călcate, în așa fel încât să fie un dar cu demnitate. Iar beneficiarii acestor donații sunt persoanele nevoiașe. Sunt oameni aflați țintuiți la pat, bătrâni, familii cu mulți copii, după cum vă spuneam. Deci toți cei care au nevoie, pentru că acolo unde există ușoară bunăstare, deja nu mai e nevoie de haine. Boxele au fost amplasate la 3 stații PECO, pe străzile Calea Orheiului 109, Iulius Cezar 1 și pe strada Meșterul Manole 2, bară 1. Proiectul Banca de Haine al Misiunii Sociale de Aconia este organizat pentru al 4-lea an la rând în acest timp, fiind colectate 200 tone de bunuri și distribuite în 45 de localități. Pandemia a lovit nu doar în sănătate, ci și în nevoile oamenilor, lăsându-i fără un loc de muncă și fără o sursă de venit. Cel mai mult a afectat persoanele care și așa o duceau greu. O femeie din capitală a decis să-i ajute, ea împarte prânzuri calde celor care nu mai au ce pune pe masă. Femeia reușește să pregătească mâncare pentru încă 10 suflete, pe lângă ceilalți 2 membri ai familiei sale.
На сегодняшнем меню у нас зама с курицей, с мясом и с лапшой из перепелиных яиц. На второе у нас мамалыга, это брынза фета солененькая, творог и сметана 30% жирности. De jumătate de an, Cristina Spânu își hrănește cu bucate delicioase nu doar soțul și fiul, dar și oamenii care au ajuns într-o situație grea. În fiecare săptămână, marți și miercuri, femeia împarte prânzuri calde persoanelor care o duc mai rău. Я экспериментировала с выпечкой и напекла слишком много, около 40 булочек для хот-догов и для гамбургеров. Я выставила пост в Фейсбуке, и эти булочки были моментально забрали. Второй раз я выставила казан плова, и третий раз это был торт Наполеон. Femeia spune că acum reușește să facă mâncare pentru 10 persoane, iar cei care se bucură de bucatele sale calde sunt oamenii în vârstă, care au pensii mici sau mamele cu copii. Начинала с двух порций, потом 3, 4, 5, 6, сейчас максимум я могу для 10 людей. Это ветераны, это у меня есть 3 онкобольных, но для них специальная выпечка я готовлю раз в неделю, без масла, без яиц, без молока. Это больные люди, матери-одиночки, вот мама есть с 5 детьми. Banii pentru produse îi ia din bugetul familiei, dar spune că se merită când vede bucuria oamenilor care nu vor suferi de foame. Помогать нуждающимся, те, кто оказался в трудной ситуации, без работы, без каких-то средств существования. Я отдаю около 25-30 килограммов еды в неделю. În timp ce Cristina pregătea prânzul, a venit și una din beneficiare. Lidia spune că își crește singură cei 3 copii și ajunge la așa zile când nu are cu ce să îi hrănească. Иногда дети болеют и деньги уходят на лекарства или еще какие-то там кроссовки порвались, надо купить срочно, потому что ему в школу он не может без обуви. Детям хочется разнообразия, они не могут кушать только скудную еду какую-то. Поэтому вот спасибо за такие проекты, которые помогают людям. Și această pensionară spune că din pensia mică nu-i ajung bani și pentru mâncare, mai ales că acum trebuie să-și îngrijească și feciorul, care este după operație. Feciorul stă acasă, deja l-am luat din spital și stă la mine în pat, trebuie să-l hrănesc. 1356 lei. Ce, pentru ce va ajunge această sumă? Medicamente comunale și un pic de mâncare, un pic. Dar în doi, vă închipuiți cum e. Cristina spune că să gătească este pasiunea ei, iar ceea ce face în ultimile luni îi aduce o mare plăcere. Я готовлю уже последние 15 лет. Чисто для себя. У меня есть блог в Инстаграме, где я что-то снимаю, показываю рецепты. Potrivit Biroului Național de Statistică, în anul 2018, 23% din populația țării se afla sub pragul sărăciei și avea cheltuieli mai mici de 1998 de lei, iar 8,7% din populație a fost sub pragul sărăciei extreme, având cheltuieli mai mici de 1611 lei. Pentru acest an încă nu există date statistice. Potrivit unui raport recent al Băncii Mondiale, pandemia va face ca până în 2021 cifra persoanelor aflate sub pragul sărăciei extreme să ajungă la 150 de milioane la nivel global. Un tânăr de 25 de ani din capitală a ajuns la spital după ce a fost luat la pumn de 2 frați când acesta le-a făcut observație. Indivizii, printre care și un minor, au mai fost cercetați penal pentru huliganism. Eu împreună cu fratele meu am agresat fizic cu persoane. Vina vă recunoaște? Da, ne recunosc. Incidentul s-a produs sâmbătă noaptea în centrul capitalei, dar poliția a anunțat astăzi despre caz când a auzit gălăgie. Tânărul, care este paznic la un centru de afaceri, a ieșit afară unde suspecții ascultau muzică. La solicitarea acestuia de a da muzica mai încet, indivizii i-au aplicat o lovitură în zona capului, după care au fugit. Poliția a inițiat o cauză penală pentru huliganism, iar agresorii riscă până la 5 ani de închisoare. Incidente violente au avut loc pe străzile din Praga și Bratislava la finalul unui marș de protest după restricțiile impuse de autorități. Manifestația a luat o turnură violentă când polițiștii au început să disperseze mulțimea. Demonstrații au aruncat cu pietre și torțe în scutieri, iar oamenii legii au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Violențele au avut loc în centrul istoric al capitalei cehe, chiar la umbra celebrului ceas astronomic. Printre protestatari au fost și galerii ale unor echipe de fotbal, care au cerut demisia ministrului sănătății.
Manifestația a degenerat când sute de persoane au refuzat să părăsească piața, numărul participanților fiind mult mai mare decât cel autorizat pentru adunări publice și au atacat forțele de ordine cu pietre, sticle și torțe. Jandarmii au intervenit în forță cu petarde și tunuri de apă pentru a împrăștia manifestanții care, în mare parte, nu purtau măști de protecție. Potrivit autorităților cehe, cel puțin 20 de persoane au fost rănite în timpul ciocnirilor și alte câteva zeci au fost reținute. Manifestanții sunt nemulțumiți că au fost închise restaurantele și barurile, iar competițiile sportive au fost interzise. Ministrul Sănătății i-a criticat pe protestatari pentru disprețul față de munca personalului medical. Cehia este principalul focar de COVID-19 din Europa de Est, cu aproape 90.000 de cazuri în ultimele două săptămâni. Au avut loc violențe și la Bratislava din același motiv ca la Praga, restricțiile anti-Covid. Sute de oameni, inclusiv mulți ultrași, au protestat în centrul capitalei slovace. S-a lăsat cu bătaie când poliția a încercat să spargă protestul cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Spiritele s-au încins, mai ales după ce premierul slovac a anunțat un plan ambițios de testare a tuturor locuitorilor țării cu vârsta de peste 10 ani. Testele nu îi vor costa nimic pe cetățeni, a declarat premierul, fără a clarifica însă dacă testarea va fi făcută voluntar, ori toți cetățenii vor fi obligați să o facă. Slovacia, la fel ca majoritatea țărilor europene, se confruntă cu al doilea val al pandemiei de COVID. Crește numărul infectărilor, dar și al deceselor. Începând de astăzi, lupta pentru fotoliul de președinte se dă în direct la ProTV. Lorena Bogza vă așteaptă la dezbaterile electorale. Eu vreau să fiu președinte. Iam să avem de unde alege. Ne-am ales cu ei. Fiecare e unic, incredibil, imprevizibil. Fiecare spune, eu vreau să fiu președinte. Pe parcursul a două săptămâni, candidații sunt așteptați în studioul dezbaterilor pentru a răspunde la întrebările Lorenei Bogza. Fiecare va avea câte două apariții și va beneficia în total de 40 de minute puse în mod gratuit la dispoziția lor de către ProTV. Candidații sunt prezenți în studio în ordinea tragerii la sorți. Emisiunea începe la ora 21. În cursa prezidențială s-au înscris 8 candidați: Renata Usatăi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon, Violeta Ivanov, Maia Sandu, Octavian Țicu și Dorin Chertoacă. În prag de iarnă, strada Ion Creangă din capitală intră în reparație. Lucrările vor începe în 2-3 săptămâni și vor avea loc pe tronsoane. Primul va fi cel cuprins între străzile Alba Iulia și Belinski. Potrivit primarului, care a făcut anunțul ieri pe Facebook, reparația drumului va dura un an și jumătate și va costa 70 de milioane de lei. Strada Ion Creangă este una dintre cele mai solicitate din oraș, dar și dintre cele mai avariate. Pe carosabil, gropile sunt destul de greu de ocolit, dar nici trotuarele care duc spre Universitatea Pedagogică sau Parcul Dendrariu nu arată mai bine. В плачевном состоянии, ходить тяжело, как видите, трещины, дыры есть, за счет корней деревьев тротуар поднимается. Într-un filmuleț postat pe Facebook, primarul Ion Ceban a anunțat că a semnat deja contractul de executare a lucrărilor de reparație de pe strada Ion Creangă. Acesta însă a dat foarte puține detalii. Urmează să fie schimbată integrală rețeaua de apeduct și canalizare veche de mai bine de 90 de ani, iar din această cauză lucrările vor dura un an și jumătate. Finalizarea lucrărilor este estimată pentru martie 22, anul 2022. Drumul va fi reparat pe porțiuni și închis treptat. Potrivit lui Ion Ceban, în 2 sau 3 săptămâni va începe reabilitarea tronsonului cuprins între Alba Iulia și Belinski. Nu se știe când se vor încheia lucrările, dar ținând cont că vine iarna, iar pe frig se va munci mai greu, porțiunea ar putea rămâne în șantier până în primăvară. Totodată, autoritățile încă nu au decis cum va fi redirecționat transportul public. Pe Ion Creangă circulă numeroase rute de microbuz, autobuz
autobuz și troleibuz care leagă sectorul Buiucan de celelalte. Șoferii vor trebui și ei să găsească drumuri de ocolire. Unul din drumurile de ocolire a străzii Ion Creangă pentru a ajunge în sectorul Buiucan este strada Ion Neculce. După cum vedem, această arteră este plină de gropi și șanțuri după ce a fost montată rețeaua de apeduct. Iar după ploile din ultimele zile, tot pietrișul cu care au fost acoperite șanțurile a ajuns pe carosabil. Foarte mult, pentru că nu se simte cuvânt. Încep reparația, pe urmă fac o porțiune oarecare, pe urmă lasă și se mută altă parte. O parte din trotuarele, reparate în 2018 și pentru care s-au cheltuit circa 26 de milioane de lei, vor trebui reabilitate din nou în urma săpăturilor ce vor fi efectuate pentru montarea rețelei de apeduct, susține Ion Ceban. Trotuarele care au fost realizate pe aceste porțiuni au fost cu mare abatere de la proiect. De-abia l-a pus. Cât are? Un an de când l-a pus. Cam așa. Apoi până am uia cu plină alături. Dar cine scoate? Bără mai bună n-a spoie. Doar pentru schimbarea rețelei de apeduct și canalizare pe strada Ion Creangă este nevoie de 20 de milioane de lei, iar pentru reabilitarea carosabilului și asfaltare 50 de milioane. Primăria a alocat din buget doar 44 de milioane. Cine va repara drumul și de unde vor fi luați restul banilor, primarul nu a menționat în filmuleț. Au vărsat zeci de mii de litri de Coca-Cola pe străzi pentru o cascadorie impresionantă, totul pentru a filma o scenă din noul film James Bond. Vedeți cum a funcționat planul pus la cale de regizor și câți bani s-au scurs pe străzi în câteva minute la știri. Franța va expulza 231 de extremiști străini la două zile după ce un tânăr cecen a decapitat un profesor pentru că acesta le-a arătat elevilor săi caricaturi ale profetului Mohamed. Ieri zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Paris și în alte orașe din Franța pentru a-l omagia pe profesorul Samuel Paty. În Place de la Republic, teatru al manifestațiilor de după atacul de la Charlie Hebdo, s-au strâns mii de persoane, profesori, politicieni și alți oameni veniți pentru a apăra libertatea de exprimare și a intona Marseileza. It's a great offense to the Republic and what we believe in. A teacher, someone who take care of our pupils. Have been murdered because he made his work. I mean, it's quite unbelievable in our republic. I'm here to support the freedom of speech. It's so important in France. It's obvious that there's a real problem when it's attacked into the schools. Printre manifestanții de la Paris s-a aflat și premierul francez alături de ministrul educației. La Lyon s-au strâns cel puțin 6.000 de manifestanți. Și la Nice au ieșit în stradă aproximativ 300 de protestatari. Palatul Elysée a anunțat că profesorul Samuel Paty va fi omagiat la nivel național miercuri. Acesta a fost asasinat vineri de un tânăr de origine cecenă, după ce le-a arătat elevilor caricaturi cu profetul Mahomed la un curs cu privire la libertatea de exprimare. Atacatorul a așteptat în fața școlii și, pentru a-și identifica ținta, i-a întrebat pe copii care este bărbatul pe care voia să-l ucidă. Abdulak Abu Yezidovici A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, bénéficiait du statut de réfugié et demeurait à Évreux dans l'Eure. Il était inconnu des services de renseignement. Sur un plan judiciaire, il n'a jamais été condamné, tout en étant connu pour des affaires de dégradation de biens publics et de violence en réunion, alors qu'il était encore mineur. Imediat după ce și-a executat victima, atacatorul a postat imagini înfiorătoare cu profesorul pe un cont de Twitter pe numele său. A postat de asemenea un mesaj prin care îi insultă pe președintele Macron și pe francezi, numindu-i câini și necredincioși. Imediat după atac, cecenul de 18 ani a fost împușcat mortal de polițiști. Într-o postare pe o rețea de socializare, liderul cecen Ramzan Kadyrov a condamnat asasinarea profesorului și a transmis condoleanțe familiei acestuia, însă a calificat drept provocatoare acțiunile francezilor, amintind de caricaturile publicate în 2015 de jurnalul Charlie Hebdo și de atacul extremiștilor musulmani, în urma căruia 12 oameni au fost uciși.
Proiectul de demontare a pereților afectați de incendiul de la Filarmonica ar putea fi gata până la sfârșitul săptămânii viitoare. Potrivit secretarului de stat, Andrei Chistol, nu se știe însă când vor începe lucrările. Între timp, atât pe contul creat de Filarmonică, dar și pe cel de la guvern, se adună bani din donații pentru reconstrucția clădirii, dar și pentru instrumentele artiștilor. Decizia finală a fost de a lucra mai intens, în special pe partea de proiect de demontare și pe partea de costuri pentru lucrările de demontare. Cred că până la sfârșitul săptămânii viitoare va fi finalizat. Potrivit lui Chistol, s-au făcut mai multe proiecte de demontare și de intervenție în interior. Pentru ele vor fi folosiți bani din fondurile de rezervă pentru situații excepționale. Între timp, pe contul creat de guvern, donațiile pentru Filarmonică cresc. La momentul actual sunt încasate mijloace bănești în sumă totală de 840.842,36 lei. Banii se păstrează pe conturile respective. Și în contul creat de Filarmonică, oamenii donează. Până acum s-au acumulat în jur de 443.650 de lei, ne-a spus directoarea. Sunt donatori care donează cu destinații concrete, pentru instrumente, alții pentru restaurare, alții pentru acomodarea artiștilor în spațiile noi. Noi ținem cont de ele. Potrivit responsabililor din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cauza principală a izbucnirii incendiului de la Filarmonică este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de secționare și tăierea metalului. Totodată, organele de drept continuă investigația pe acest caz. Incendiul de la Filarmonică s-a produs pe data de 24 septembrie la o anexa clădirii care se afla în reparație. Focul s-a extins rapid, iar acoperișul s-a prăbușit. Sunt fără respect și bun simț, asta spun persoanele cu dizabilități despre șoferii care parchează pe locurile destinate lor. Astfel că orice ieșire în oraș este o corvoadă pentru ei. Mai mereu locurile de parcare sunt ocupate de mașini fără vreun semn special. Polițiștii împart amenzi, însă asta este doar o consolare palidă în raport cu realitatea. Cornel Baran locuiește la Chișinău, are 27 de ani și de când s-a născut, se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile. Mama mea a avut o traumă în timpul nașterii, este din cauza doctorilor, am avut o puncție în coloana vertebrală și din cauza asta respectivă am rămas în scaun cu rotile. De aproape 10 ani, Cornel este șofer, iar în tot acest timp a adunat experiențe mai puțin plăcute în trafic. Un exemplu elementar că atunci când vrei să te parchezi. Pe strada Pușkin, la această intersecție, mașinile continuă să ocupe locurile de parcare ale persoanelor cu dizabilități, chiar dacă sunt indicatoare. Zic, s-a speriat șoferul. Și așa de fiecare dată. Păi, ne vedere, oamenii des să spun că nu observă insignele. Probabil a spus cineva că trebuie de vopsit pavajul ăsta în culoare albastră, dar des văd persoanele sunt irresponsabile. Explicațiile șoferilor, pe care i-am surprins ocupând locurile de parcare rezervate persoanelor cu dizabilități, sună în felul următor. Mi-a trebuit 2 minute să mă duc copilul să-l la școală și n-am avut loc de parcare. S-a ocupat un loc care nu este destinat pentru dumneavoastră. Cornel spune că partea bună în asemenea situații este doar... Atunci când chem poliția, șoferul este amendat. Potrivit lui, legea avem, însă șoferii nu o respectă din lipsă de empatie sau educație. Des ori sunt șoferi care îți taie colțul, tu îl chem la tine și arăți, uite ce dotare am eu aici mașină și el când vede, rămâne un pic șocat și își cere scuze. Maneta asta, chestiuța asta micuță, o dau în jos, este accelerație, dacă un pic în față, este frână. Următoarea locație a fost Piața Centrală, unde nici marcaj, nici indicator și respectiv nici loc de parcare nu am găsit. Nu cred că le-a șters, pentru că erau două lantare. Și nu le mai văd. Directorul de la Piața Centrală ne-a spus că în fața pieței există un loc marcat. A fost o înțelegere amicală de a permite pentru o mașină în acele locuri, în acele 3 locuri pentru administrație, o mașină să le permite la persoanele cu nevoi speciale. Oficial, acel loc de parcare nu este pentru persoane cu nevoi speciale. Tot el a spus că în curând va fi amenajată o parcare în apropierea pieței în care vor fi locuri destinate persoanelor cu nevoi speciale, însă când anume nu ne-a putut spune. Potrivit directorului Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, agenții economici sunt obligați să semnalizeze și să adapteze parcările. Legea concret stabilește cel puțin 4%. În cazul dacă numărul este mic,
locurilor de parcare, atunci este numărul trebuie să fie cel puțin două locuri. Potrivit poliției, persoanele care parchează în locurile destinate șoferilor cu nevoi speciale riscă o amendă între 750 și 1500 de lei cu aplicarea 3 puncte de penalizare. Cei care văd o asemenea încălcare sunt îndemnați să telefoneze 112. Producătorii filmului James Bond au cheltuit 60.000 de euro pe 32.000 de litri de Coca-Cola. Nu au băut-o pe toată, au vărsat-o pe o stradă din Italia. Totul a fost parte dintr-o cascadorie pentru noul film din seria James Bond. După ce băutura s-a uscat, străzile au devenit lipicioase și i-au permis cascadorului să-și facă treaba. Cascadoria a constat în escaladarea cu motocicleta a unei rampe de 8 metri la o viteză de 100 de km pe oră. Motociclistul a aterizat în siguranță grație celor peste 30.000 de litri de Coca-Cola vărsați pe asfalt. Noul film din seria James Bond, No Time to Die, a fost amânat din cauza pandemiei. Va fi lansat în aprilie 2021. Un șofer din Ungaria a fost lovit de ghinion pe o șosea în apropiere de Szeged, lângă frontiera cu România. Camionul pe care îl conducea, plin cu porci, s-a răsturnat, iar încărcătura s-a răspândit pe șosea. Accidentul s-a produs din cauza altui șofer, care a frânat brusc și a virat la dreapta, fără să semnalizeze. După ce șoferul ghinionist a tras de volan, remorca a început să se clatine și s-a răsturnat. În total, 108 porci aflați în drum spre abator au scăpat din cuști și au fost adunați cu greu de pompieri. Ieri trimiși la fața locului. Imediat după știri începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Tatiana! Bună ziua tuturor! Începem săptămâna cu ziua profesională a juristului, așa că astăzi, la O seară perfectă, aștept în studio un jurist, nu unul oarecare, ci un jurist scriitor. Este vorba despre Viorica Nagaczewski, femeia pasionată de lege, dar și de litere. Mai vedem cum și-a început săptămâna interpreta Natalia Gordiencu, care s-a apucat să filmeze un nou videoclip împreună cu Roman Burlaca. Vom vedea astăzi imagini de acolo. Vă aștept la O seară perfectă! Anișoara, îți mulțumesc! Un cartier dintr-un orășel californian are propriul său supererou. Este vorba despre un băiețel de 7 ani diagnosticat cu leucemie. Pentru că este fan Batman, copilul a primit cadou o căsuță secretă de unde poate să vegheze, la fel ca personajul său preferat, la pacea familiei și a celor dragi. Jonathan are doar 7 ani, este fan Batman și e deja considerat un adevărat erou în cartierul său din orășelul californian Red Bluff. Cu ajutorul unui ONG a primit cadou propria sa ascunzătoare secretă. It's a Batman treehouse. It's a Batman treehouse. La fel ca Batman, însă băiețelul a trecut prin câteva încercări grele în ultimii ani. Back when he was about 2.5, he was having some pain in his arms and his legs, and so we took him into the orthopedic a couple times, like, yeah, there's something going on, but... Băiatul a fost diagnosticat atunci cu leucemie, o formă de cancer a sângelui care necesită tratament prin chimioterapie. Jonathan a trecut cu bine peste această încercare și acum este în remisie. O fundație caritabilă a aflat că visul lui este să aibă o casă în copac, așa că i-a îndeplinit dorința. Căsuța, a cărei tematică se învârte în jurul supereroului Batman, a fost îndrăgită rapid de întreaga familie. A durat un an până când casa a fost finalizată din cauza întârzierilor provocate de pandemie. Are paturi etajate, o mulțime de jucării și chiar câteva cotloane ascunse, ideale pentru un supererou. You're gonna show me or you're gonna keep it secret? I'm gonna keep it secret. Keep it a secret. So yeah, he's on remission right now, but there was a lot of time that he missed, that he didn't get to go to the parks, he didn't get to go play, he didn't get to go do this, because we were sitting in an infusion chair having chemo. Acum băiețelul și-a luat rolul de protector al cartierului în serios. Își petrece mai tot timpul în căsuța din copac, de unde veghează asupra familiei sale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.